a avut noroc. Asta înseamnă noroc și baftă. Oricum va fi. Oricum va fi. Eu când am avut... Te așteptai să am cele mai multe? Eu mă așteptam la Grigore. Săptămâna asta nu o să fac nimic decât să stau și să petrec mai mult timp. Dar Grigore, cât ai avut? 8? Da. 2, 4, 6. Și celelalte două? Sau câte ai avut din cât astea? De acolo? 4. Ah, 4. Și celelalte? Celelalte 4 de aici. Andrei? 2? 2. Dar cum? Eu credeam că eu, la un moment dat, dacă eu și Grigore sunt cel mai mult. Și nu știu. Ne-am zis seama cum am putut acum să ia pe ultimul să plece, pentru că... Și de ce? Dacă nu era cu Robert, să plece Robert, era la Milazer direct asta seara. Uh-huh. Să pleci direct. Dar plecând bun, au zis, lasă săptămâna, trebuie să mai fie încă ceva, să mai boteze. Știi? Și mai ales să-ți dai seama, prin mesaje... Mai e ceva, mai e... Îți dai seama, ca fiecare, trebuie să fie, să se țină și emisiunea. Că... Înțeleg și asta. Sâmbătă cel și imediat trece săptămâna. Uh-huh. Măcar să-mi iau sâmbătă. Înseamnă că marți nu mai e egală dacă se votează până sâmbătă. Păi ce să mai dea și marți și sâmbătă? Sunt prea puține acum. Dar marți se duce până la urmă de cine a fost gala? Nu cred că o să mai fie marți, dacă a zis până sâmbătă, ducea până marți. Da. O să schimb și bătării. O săptămână. Orice e posibil, te poți aștepta la orice. Da. Ce pastil? Ia, mi-a dat de două pe zi. Adu-mi-o. Uh-huh. Doamne, dar nu mai lua atâtea pastile. Hai, nu mai lua. E pentru mâine dimineața. Știu că e pentru mâine, că am mai luat una. Mersi mult. Mersi. Mi-e atât de somn, dar nu pot să dorm nici. Vezi, Marian, așa uscați cum sunt. Toți ce frig e! Da, e frig, da. S-a pus dat drumul, vă rugăm frumos, puțin la căldură, 5 minute. S-a deschis ușa, probabil. Doamne. Mi-am făcut costa la viteză puțin mai mare, nu la maxim. Și deja mă doare carne, parcă sunt bătută. Eu înainte îmi făceam... Mă ciupea puțin Raimund, așa și nu mai puteam. Înainte îmi făceam așa. Au călduri mamele astea, n-am să văd de care așa. Ce mă, au lăsat-o deschisă? În casă odată să mă duc. Un frig aici de mori. Se zbude și pat. Când dai mai în partea. Aici e la mine. A, unde e la mine? Dar mă doare... Dar să știi că oricum mai plătizează puțin. Mai bătăște așa.
Cât timp? În fiecare zi? Toată săptămâna până sâmbătă. Da, dar când sunt emisiuni sau? Când sunt emisiuni stau aici, după aia pleacă imediat dincolo. Super tare. Ce, te pui să dormi, că ți-e somn după emisie? Nu? Ce-ați făcut astăzi? Ce-ați făcut astăzi, Oana? Liniște. Ați gătit? În care pat ai stat? Ah, living ai stat. Singur ai stat? În patul lui? Păi... Aoleu, și nici nu putea să dormiți. Eu credeam că poate vă la... Eu credeam că v-a lăsat... Mm-mm. Eu credeam că îi lasă să doarmă. Era pedeapsă confort 1. Dacă și dormeai și liniște și... Ca la hotel ar fi fost. Dacă putea să dormiți, era ca la hotel. La început s-a auzit cel mai... Mariana, dacă să faci, dacă să faci cursă, nu o să trece durerea. Tu ai crampe, nu? Nu, că mă doare multă. Deci dacă să faci așa un mic masaj cu ăsta? Nu, eu suport să pun mâna. Abia ce țin sticla. Mă doare mor. M-a disp... Da. M-am disperat. Mi-a trecut pe 11-6 la o săptămână. Ba, chiar ne-am distrat. Ne-am distrat. Am râs de Giurgi și de la Orient. Doamne, când făcea să băga pe suma, să venea bunica. Am râs. Chiar a fost super tare. Și cu Raimond am dansat. Ne-am distrat. Eu nici nu mai pot să dorm de la vreme. Nu pot să mai dorm decât ziua dorm. Noaptea nu prea dorm. Și eu am niște coșmaruri, ce că mă cedea în fiecare seară cu doamne. Mie mi-a fost frică în seara asta. De ce? Am visat acum 3 seri ceva și mi-era frică. Și sâmbătă ceva. Nu sunt calm.